Bună, dragii mei, am mai trecut o lună, astfel că am venit și eu cu holul de cumpărături lunare. Încep cu Lidl, am în partea aceasta două cutii cu porumb, e foarte gustos și dulceac, dar nu conține zahăr, varianta asta. Două pachete cu ovăz, facem frecvent și se termină frecvent, două cutii cu cremă de brânză, brânzică cottage, acele perluțe de brânză și brânză făgăraș, aceea care e o combinație de brânză și un strat gros de smântână, foarte bună cu mămăliguță, roșioare cherie, mortadela cu fistic, grana padano, e o brânză tare, asemănătoare cu parmezanul. Două pachete cu croasante cu ciocolată, vegane, sunt pentru zilele de post și sunt grozave, super, super bune. Doi cartofi dulci, ardei grași, pate, niște mandarine, am luat mai multe, ne-au mai rămas doar astea, că am tot ronțăit din ele, au ronțăit fetele, morcovi, o mozzarella pentru pizza și un blat de pizza, o să facem pizza în casă în curând, un înlocuitor de ton vegan, e foarte bun, e făcut din fâșiuțe de soia și acesta e cu maioneză și chili, yum yum, sirop. O să fac aici o mică introducere. După cum știți, sucuri acidulate noi în general nu cumpărăm, nu vedeți în clipurile noastre, dar din când în când, de poftă, mai luăm Coca-Cola. Coca-Cola e preferata noastră a tuturor. Am avut o revelație săptămâna aceasta când am cumpărat din nou Coca-Cola și am constatat că e o combinație de apă, zahăr și coloranți. Deci, efectiv, m-am îngrozit. Și împreună cu Florin am zis, măi, dar ce-ar fi să reîncercăm, să mai recumpărăm siropurile, cum luam odată când eram copii și făceam. Și vreau să vă spun că am cumpărat și desmeuri și de trandafiri, ne băcăm foarte bine cu ele, așa că mai avem aici două variante de sirop. Îl faci tu în concentrația dorită, nu mă deranjează că au zahăr, atâta timp cât nu au, nu știu ce, arome sau coloranți sau chestii supărătoare. Abia aștept să-l încercăm pe acesta, e din săptămâna franțuzească de la Lidl și un sirop de rubarbă. Iar acesta e un sirop bio, mult mai scump decât acela, am impresia că e aproape dublu ca preț, din coacăze negru, din coacăze negre, e bio, parcă v-am spus. Da, kefir, sana, două borcanele cu paste de roșii, cea mai bună pastă de tomate pe care o găsesc, delicioasă, vine să mănânc și cu pâine. Vafle cu ciocolată pe care le-a luat, la un moment dat a vrut Amelia, nu știu dacă a apucat să mănânce unul sau două, că pe cele mai multe le-a mâncat Florin, n-am gustat, nici nu-mi plac chestiile de genul ăsta. Napolitane cu ciocolată, interiorul cu cremă de ciocolată, au fost la un moment dat la ofertă și mi-au făcut cu ochiul, mi s-a făcut poftă de rondele de astea de napolitane cu cremă de cioco, ulei de floarea soarelui, somonul afumat pe care îl luăm săptămânal și pe aici zic eu că n-am omis nimic, arahide jumbo, zahăr, acesta e mai mult pentru gătit, aici sunt gustări pentru școală, sper să ne ajungă o lună, pachetele, prăjiturele astea cu cremă de lapte, croasante din făină integrală cu gem de caise și croasante cu cremă de ciocolată. Acestea sunt din gama aceea italiană și tot din acea săptămână italiană. De fapt, am găsit și câteva săptămâni ulterioare băuturica asta, aperitivul ăsta delicios, non-alcoolic. Am luat două pachete din acestea în formă blondă și acestea rosso. Măști pentru fete, scrie pentru copii, da, am zis să nu fi luat greșit. Bufuleții ăștia foarte interesanți, au gust de smântână, dar sunt vegani, deci nu au pulpere de smântână. Aceștia sunt cu gust de cedar și sunt vegetarieni, deci chiar au pulbere de cedar sau ce ori avea. Mix pentru cappuccino, acesta e white, un pic mai dulceag. Vinete în sos. Îmi plac foarte mult vinetele și când am văzut conserva asta și Florin are o slăbiciune pentru vinete, zic hai să luăm, să încercăm și noi. Și asta e tot cu Lidl-ul ce am cumpărat noi cu bănuți. Totuși zic că mai era ceva, da, mai era folia asta de aluminiu.
Atât. Ce am cumpărat? Acestea, plus încă a mai fost o sticlă cu suc acidulat, sunt gratuitățile din luna februarie pe care le-am primit de la Lidl. Știți, voucherele alea care se generează în aplicație pentru că facem cumpărături în sume măricele de la ei și din când în când primim câte un produs gratis. De ales dintre altele, noi în general mergem pe varianta ceva mai sănătoasă, dar nu tot timpul sunt asemenea opțiuni. Cu bucurie am luat acest suc de mere, struguri, coacăze, pere afine și merișoare, iam, 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 din acela natural, nu conține zahăr. Și la fel și acesta cu mango, fructul pasiunii și măr. Și în varianta un pic mai sănătoasă, caramele. În general nu cumpărăm, nici acum n-am cumpărat, le-am primit gratis, dar probabil tocmai pentru că în general nu luăm, să știți că abia aștept să le degust, pentru că noi am mai avut la un moment dat niște caramele moi, dulceci și au așa în interior au o chestie molicică, așa de parcă ar avea un siropel, o cremă. Da, deci astea trei gratis, super. Deci am acum la Carrefour câteva mai multe pachete cu paste. Avem în variantă integrală penne și fusilii și în varianta asta cu din linte, paste din linte și paste din mazăre, la fel penne și fusilii. Bombonelele astea mi-au sunat foarte bine, bomboane de ciocolată cu fondant în interior. O să mai reduc un pic luminozitatea, pare prea puternică. Aveau o ofertă acum. E un mix de bombonele de genul ăsta. Sunt cutii cu aceste bombonele și separat, adică doar cu mentă, doar cu căpșuni, doar cu nuga. Dar fiind aici mixate, am zis că e o variantă bună de încercat și vedem după aceea, poate luăm cutia întreagă cu câte un sortiment. Și de poftă de biscuiți am avut cu toții, și noi adulții și fetele. Eu un special biscuiți cu lapte, să moi în lapte. Așa că am luat câteva pachete, de fiecare dată găsite la oferte. Biscuiți ăștia cu lapte, marcă proprie Carrefour, avem pachetul mare de 450 de grame și pachetul mic de 150, ambele au fost la ofertă și le-am luat așa. Tot marcă proprie Carrefour, mai avem acești biscuiței cu bucățele de ciocolată. Iar de la Leibniz, niște biscuiți destul de scumpi, am impresia că ăștia și la oferte și tot erau în jur de 10 lei. Biscuiții cu unt, pachetul ăsta măricel, 200 de grame. Și pachetele astea mai mici de biscuiței cu ciocolată, aceștia sunt cu ciocolată cu lapte și aceștia cu ciocolată neagră. Știu că aceștia au avut același preț, deci o să vă apară așa pe ecran. Și nealimentare de la Carrefour. Șamponele pentru fete, șamponele de la Natura Verde mi se par cele mai bune, fac spumă, le miroase părul extraordinar. În forma asta cu prințese n-am mai luat. De fapt am luat cu prințese, dar nu cu tipa asta blondă. Care e? Cine? Rapunzel? Nu știu. Deci mergem mereu la sigur cu Natura Verde 1 și apoi mai încercăm mereu și altceva. Am luat și pe acesta un 2 în 1, șampon și balsam, marcă proprie Carrefour. Șamponele. Și mai am aici două pliculețe cu un antipete, un înolbitor fără clor, în fine, pentru pus în mașina de spălat când spăl rufele albe. DM. La DM m-au tot introdus niște produse vegane mai deosebite și nu m-am putut abține să nu încerc și eu. Că știți cum sunt eu cu încercatul și cu mâncarea și cu chestiile astea vegane. Acesta e un mix pentru sos nacho. Acesta pentru lapte, orez cu lapte de cocos. Mă gândesc că e o gustărică bună la serviciu, se amestecă cu apă clocotită. Un mix pentru omletă cu verdeață, de asemenea vegană, da? Toate sunt vegane. Interesant, un mix pentru falafel cu harissa. Asta înseamnă un falafel foarte picant, ca să nu zic chiar iute. Sper că așa va fi. E o pulbere de năut, practic, cu ceva condimente, se amestecă cu apă și se prăjesc chifteluțele în orez, în ulei, sigur că în ulei. Harissa, că tot vorbeam de harissa, acesta e un pateuț, ceva o pastă de întins pe pâine, la fel picantă.
Și pateuțul ăsta vegetal care ne place mult, mult, mult și pe care nu l-am mai găsit la reducere și l-am luat așa. Și tot la fel, negăsit la reducere, n-am mai găsit laptele, l-am luat la preț întreg, e 4,99 lei, tot un preț extraordinar pentru un lapte bio de 3,5% grăsime. E cea mai bună variantă. În schimb, am mai găsit la reducere cafelateurile astea delicioase, 2,24 lei și avem 2, 4, 6, 8. Da, v-am mai spus, sunt foarte curățele în ingrediente, doar cafea și lapte, folie de aluminiu și ultimul de la DM, e și nealimentar, e o loțiune de corp parfumată, foarte bine miroase, dar să știți că pe partea de hidratare, de hrănire a pielii, nu. Nu o recomand. Bun, acum, cea mai... Nu știu ce tot crește luminozitatea asta, pe măsură ce înaintez și eu. Cea mai drăguță secțiune din haul, de departe, e aceasta. Sunt produse de la Chilipir Shop, acel magazin cu produse ieftine aduse din afară. V-am mai vorbit eu despre el, am realizat și niște clipuri, vă inserez aici linkurile de la videoclipurile acelea. Se apropie ziua Sofiei, luna viitoare, pe 10, în aprilie, e ziua ei. Și m-am bucurat să găsesc, n-am intrat pentru asta că nu mă așteptam, dar m-am bucurat să găsesc niște chestii cu adevărat deosebite și pe placul ei, așa cum ea e în faza asta de creat lucruri și mai ales accesorii și mai ales brățări. Și am găsit acest set pentru făcut brățărele. Conține diverse, conține și partea de brățară, cerculețele astea efective și cearmurile și suportul acesta și diverse biluțe. E un kit, practic, un kit creat. Sunt menționate aici toate articolele conținute de set. A fost 15 lei. Și acesta e tot pentru creat brățărele. Noi am mai avut produse de la firma asta Candy Pop, e mult mai scumpă la noi. Sunt absolut adorabile, după cum puteți vedea, de asemenea diverse accesorii, inclusiv o cutiuță, dacă dorești să creezi o brățărică și să oferi cadou, o cutiuță pentru cadoua. Și uitați, așa arată și pe versul. Iar aceasta a fost 12 lei. Pentru Chilipir Shop și pentru un magazin de acest gen, probabil că articolele nu sunt extrem de ieftine, 15 lei, 12 lei, dar credeți-mă, pentru ce variante avem în țară, dacă găsim de la aceste firme, cel puțin la aceasta puteți căuta, sunt mult, mult, mult mai scumpe. Așa că m-am bucurat să le găsesc. Și la fel acest set pentru decorat inelușele, din ce înțeleg sunt 5 inele aici deja și se decorează într-un fel cu pietricele și ce mai e la fel aici, sunt menționate toate lucrurile conținute în cutie. Da, și a fost 5 lei acest set. Cel mai probabil toate vor merge către Sofiuța de ziua ei. Bineînțeles că împarte cu surioara ei, nu se pune problema, dar așa m-am bucurat, chiar vorbeam cu Florin. Nu mi-a convenit că din start am cheltuit la Chilipir Shop atâția bani, dar pe de altă parte, cumva, pe termen lung, mi-a economisit bani, da? Pentru că oricum trebuia să-i luăm niște cadouașe. Am mai găsit chestia asta, care a costat 12 lei, sincer, cam scumpuță, chiar vorbeam cu Florin, dar el a zis, mă, iau-o, că e drăguță, e deosebită, nu știu dacă se găsește așa ceva la noi. E un set, se deschide așa ca un plic, cu diverse cartonașe și autocolante, acțipilduri, pentru creat un casteluț, așa, 3D. Drăguț, mă gândeam la acesta să-l dau fetelor cândva, când eu știu, e urât afară și nu putem ieși. Au fost extrem de cuminți, ele oricum sunt niște copii tare buni și... Da, vom vedea. Am mai găsit asta, total contrasezon. Un set, Santa Stop Here. Pentru ca Moș Crăciun să se oprească aici, la noi, da, trebuie agățată de clanța ușii. Și conține acest cartonaș pentru prins la ușă, foaia pe care vei scrie, scrisorica, și pliculețul. Foarte drăguțe. 3 lei a costat un set, am cumpărat două pentru că nu că avem două fetițe, pentru că ele își pun pe aceeași listă mereu, pe aceeași scrisoare dorințele. Scrisoarea către Moș Crăciun e una singură de la noi din casă. Te-am zis să aibă pentru 2 ani,
la rând, pentru că chiar sunt deosebite. Uitați așa ar fi. Deosebite. Am mai găsit, mi-au plăcut atât de mult semnele acestea, un set de două semne de carte. Sunt din acestea drăguțe, așa cu magnet. Și au și carnețele, deci astea sunt mini notes, nu știu. Poate și de alea sticky, poate și un pic lipicioase, nu știu. Și super drăguțe și cu căluți, extrem de pe placul Sofiei, dar mai ales pe placul Sofiei, pentru că ne-a nebunit cu cititul. Da, știu că e un lucru deosebit să-l spună un părinte. E înnebunită după citit. Ne e extrem de dragă, extrem de dragă, dar vă spun sincer că avem momente când spun: Sofie, mai las un pic cartea, hai să mai facem și altceva. Deci de când a descoperit cărțile, îi place foarte, foarte mult. Ia cărți de la bibliotecă, ia de la colegi, îi cumpărăm noi. O bucurie. Și cadou mai potrivit pentru ea decât acesta, nu văd. Și a costat doar 2 lei. So, da, foarte bine. Acesta e un magnețel pentru frigider, super drăguț, da, cu Buddha și un citat aici care îți merge la suflet. Pe acesta l-am cumpărat pentru o prietenă, pentru a-i oferi cadou, 3 lei a fost. Mai am această folie cu sticăre pentru planificatoare, pentru agende, știți, pentru personalizarea agendelor. Foarte drăguț, dar mi s-a părut prea scump. Am stat pe gânduri dacă să-l cumpăr prea scump pentru ceea ce este, adică o simplă folie cu câteva sticăre. A fost 2 lei. Mi s-a părut cam mult, sincer vă spun. Măcar de erau vreo 2-3 folii, dar e una singură, însă atât de drăguțe sunt încât zic, hai, 2 lei. Cute. Eu sunt, știți că sunt pasionată de organizare, de uf, dacă aș avea timpul să stau, să decorez agende, să foarte mult îmi place. Și am mai găsit pachetelul, cutiuța asta cu scobitori, da, total random, 1 leu. Eu nu prea mai reușesc să găsesc scobitori bune la noi în țară, m-am mai uitat eu în clipurile mele, așa că dacă le-am văzut pe astea, zic, măi, sunt nemțești, o fi ceva de capul lor, nu știu, dacă nu, nu, au costat doar 1 leu. Și cel mai drăguț lucru, cel mai drăguț lucru, această decorațiune pe care am cumpărat-o pentru mine, fiindcă am slăbiciune pentru miniaturi. Această decorațiune are și un aspect ușor vechiuț, așa, vintage cumva, dar dincolo de vintage sau ne-vintage, miniaturile astea din interior mă topesc, m-au topit. 10 lei a fost, ea este, arată foarte bine, acolo mai erau sparte, era un magazin Dacia acolo, că magazinul ăsta într-un mare fel, arată ca un second. Din păcate însă s-au gândit atât de prost să pună eticheta asta aici, am lăsat-o așa acum până să filmez și după aceea să încerc să o curăț, probabil că trebuie să dau și cu un pic de tix ceva că se jupoaie aiurea. Bun, mai avem de la Lensa, de pe site-ul lensa.ro, pentru că aveam un voucher la ei, am cumpărat 2 cutii cu soluție pentru lentilele de contact, să vedeți că au un preț ușor diferit, asta e varianta obișnuită și asta e pentru ochi sensibili, și 4 seturi de lentile. Eu am astigmatism și pentru un ochi, pentru ochiul stâng, trebuie să-mi iau lentile, să-mi cumpăr lentile speciale pentru astigmatism, care sunt un pic mai scumpe. La ochiul drept nu, dar la ochiul stâng îmi trebuie așa cu, pentru astigmatism. Astfel că eu, ca să nu vă zăpăcesc, o să vă pun prețul pe ecran, prețul per set, adică cât m-a costat pe mine o lentilă normală cu o lentilă pentru astigmatism, că la ochiul drept nu am nevoie de din aceasta. Pentru astigmatism. Acum urmează Sensei. De aici am luat o văinuță pentru Ami, un muștar foarte, foarte drăguță. La Sensei, la articolele astea reduse, cele cu etichetă portocalie, se mai aplica o reducere de un 20% ceva. Nu mai stau acum să vă scriu prețul și cu 20% și fără. Acesta, hăinuța a fost 59,99, deci 60 de lei, o hăinuță de iarnă. I-am luat-o pentru la anul 6-7 ani. Am luat așa? Da, 6-7 ani. Deci 60 cu o reducere de 20% și la fel șervețelele astea pentru Revelion, cred că sunt tare drăguțe, 1,99 lei, la fel reduse cu 20%, nu, deci de la acest preț, de la prețul afișat, ăsta nou, se
mai aplica reducerea de 20%. Și la fel, un set pentru brioșele. Ați văzut în clipul anterior că am luat ceva cu roșu, cu reni, nu știu ce erau alea. Ei, astea mi s-au părut mai potrivite pentru Revelion, așa și cu șervețelele și cu... Da. Aproape încheiem. Am intrat într-un magazin local de la noi, un brand local, Paco. Și am găsit biscuiții ăștia cu brânză, nu știu dacă voi mâncați, ați mâncat în perioada adolescenței, în fine, eu da, și o perioadă nu i-am mai văzut și când i-am revăzut acum zic, wow, eram cu Florin, hai să mai luăm că mi-e dor de gustul ăla. Și am mai găsit și fondantele acestea cu, sunt fondante de mentă, cu gust de mentă și cu cremă de ciocolată în interior. Iam, iam. La mine combinația mentă-ciocolată, știți voi că e, reprezintă o slăbiciune de ale mele. Și mi-am mai luat încă un rând de urechiate de astea. Am cumpărat, păi, dar nu știu când le-am cumpărat pe celelalte. Eu mai am setul pe care am, nu, am căștile astea sau urecheatele astea sau pufoasele astea, cum vreți să le spuneți, pe care le port în acest moment. Le port, cred că, de când am intrat în iarnă, de la sfârșitul anului trecut. Mă împac extraordinar de bine cu ele, vă spuneam, având părul ondulat și voluminos, nu mă simt confortabil cu căciulii, cu faptul că astea se așează perfect pe urechi. Se desfac așa, ele sunt strânse acum. Sunt cele mai bune, deși sunt luate numai Kiki și la un preț foarte mic, sunt cele mai bune. Deci am cumpărat de la alte branduri, de exemplu C&A, H&M, nu mi-alunecă de pe urechi, nu știu. Astea au, sunt mai spațioase așa și au și un șanț aici în interior. Grozave. Și erau reduse, 12,99. Și le-am luat pur și simplu în ideea că dacă mi se strică acelea, mi se rupă acelea, aș fi vrut o altă culoare, un negru sau ceva, dar n-au avut altceva. Și vreau să vă spun, în cazul în care vă interesează, nu știu câți veți fi interesați, acum le-au redus și mai mult, sunt 9,99 lei, dacă le mai găsiți pe undeva. Iar în încheiere, am 3 produse de la Pharmacy. Am vorbit în vlogul anterior că mai nou m-am înscris și eu și sunt reprezentant Pharmacy. Sunt la început de drum. Dacă vreți să intrați în echipa mea, m-aș bucura fantastic. Am linkul pus în descrierea acestui clip. Puteți să vă înscrieți acolo cu datele voastre și apoi puteți cumpăra și voi produse cosmetice la prețuri foarte bune, dar mai ales produse cosmetice de o calitate grozavă. Acum, nu o să vorbesc și o să laud aiurea că nu e stilul meu, eu vorbesc doar de ce știu și am încercat și de aceea le-am recumpărat pe acestea pentru moment, că pe ele am reușit să le încerc. Șamponul cu keratină, minunat. Masca cu keratină, minunată. E și un balsam, am impresia, din gama aceasta, dar pentru mine masca a funcționat extraordinar. Și mai există un ulei pentru păr, dar din acela mai am destul și n-am mai cumpărat. Și crema aceasta pentru corp grozavă, miroase extraordinar. Vă aștept cu drag în echipa mea, după cum vă spuneam, linkul îl găsiți mai jos. Dacă vă înscrieți și plasați o comandă de 150 de lei luna aceasta, primiți 4 cadouri din start. Dar cel mai important lucru, dacă voi vă înscrieți în echipa mea, pe linkul meu, eu o să vă contactez, vom vorbi, vom discuta, vă explic ce ar mai fi de explicat și dacă aveți întrebări, și eu sunt la început de drum, vom învăța cumva împreună. Sunt foarte, foarte încântată de aventura asta în care am pornit. Știți că mereu am fost pasionată de produse cosmetice, de îngrijire în mod special și de ce înseamnă marketing, așa că astea sunt cumva cuplate. Dragii mei, vă mulțumesc din suflet că m-ați urmărit, vă îmbrățișez cu drag pe toți, aceasta a fost cam tot pe luna martie. Să aveți o zi minunată, vă pup, pa, pa!